După ani buni de reparații cosmetice, cadrele didactice și elevii gimnaziului din satul Trebujeni, raionul Orhiei, vor avea parte de un adevărat cadou: grupuri sanitare în cinta școlii, cantina renovată și un centru comunitar. Surpriza cea mare va veni în ajun de an școlar din partea organizației de caritate TICI din Regatul Unit. La efectuarea lucrărilor sunt antrenați peste 40 de voluntari în Anglia, Olanda și Statele Unite ale Americii. All the money is paid from the volunteers that come themselves. Yeah. Toți voluntari trebuie să trage bani și da organizații. Vorbiți. The volunteers actually give up 2 weeks holiday and pay to come to Moldova. Tot voluntar are 2 săptămâni vacanță și vine aici în vacanță. Utilajele și materialele de construcție pentru realizarea proiectului au fost achiziționate în Marea Britanie. Ne-au adus plită electrică, ne instalează uscătoare de mâini, lavoare, care chiar nu le-am avut în gimnaziu. Frigider ne-au adus, plită, plus la aceasta ne-au adus 200 de scaune, 30 de bănci ca în America, chiar ca în America, pentru un singur elev. Organizația de caritate TICI este prezentă în Republica Moldova din anul 2008. Anterior a realizat programe comunitare la Ieloveni, Bălți, școala internă din Fălești.